Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi astăzi despre încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă, cerințe de formă a notificării. Am văzut modelul de notificare pentru încetarea contractului individual de muncă în timpul derulării perioadei de probă propus de dumneavoastră și aș dori să știu dacă trebuie menționat paragraful cu notificarea poate fi contestată, etc., atâta timp cât eu în contractul individual de muncă am prins mențiunea că perioada de probă este 3 luni. Pe timpul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta? Potrivit articolului 31 alineatul 5 din Codul Muncii republicat, pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia. Așadar, alte condiții de formă nu sunt prevăzute în privința încetării contractului individual de muncă pe durata perioadei de probă. Observăm că legea nu instituie obligația menționării în cuprinsul notificării a termenului de contestare și a instanței competente să judece o astfel de contestație, așa cum această mențiune este cerută a fi cuprinsă în cazul deciziei de concediere. Având în vedere că încetarea contractului individual de muncă în temeiul articolului 31 alineatul 5 din Codul Muncii republicat se face la inițiativa uneia dintre părțile raportului juridic, apreciem că se poate insera în notificare clauza privind termenul de contestare și instanța competentă să judece contestația formulată de partea împotriva căreia s-a emis notificarea. Nefiind însă o astfel de obligație sancționată ca în cazul concedierii, cu nulitatea absolută, omisiunea inserării în cuprinsul deciziilor a termenului de contestare nu poate atrage nulitatea acestora.